Pe fondul codului portocaliu de vijelii și ploi torențiale din acest weekend, pompierii militari din toate subunitățile ISU Hunedoara au fost solicitați să intervină în mai multe situații de urgență generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase. Vijeliile au pus la pământ zeci de copaci de pe raza localităților Peștișu Mare, Căstău, Plopi, Romoșel, Orăștioara de Sus, Zlaști, General Bertlou, Hațeg, unde mai mulți arbori au căzut peste firele de electricitate sau telefonie sau pe carosabil blocând circulația rutieră. În Orăștie și Simeria, furtuna a smuls sigle și bucăți din acoperișul mai multor case și blocuri, iar în Hunedoara o parte din acoperișul unei clădiri a fost luat de vânt și concomitent alte echipaje au intervenit cu mai multe motopompe în zona de aprovizionare a unui supermarket situat în Micro 5 care a fost inundată. O casă a luat foc după ce a fost lovită de fulger în localitatea Reia și tot din cauza unui fulger a izbucnit un incendiu de mici proporții în localitatea Pui. Din fericire, vijeliile și ploile torențiale nu au produs victime omenești, fiind înregistrate doar pagube materiale.